Seceta obligă Rusia să declare stare de urgență agricolă în regiunea Voronej. Această regiune este una dintre zonele agricole cheie ale țării pentru cereale și sfeclă de zahăr. Voronej a fost a cincea regiune producătoare de cereale din Rusia în 2023, cu o recoltă de peste 6 milioane de tone, ceea ce înseamnă 4% din totalul național. Știm că Rusia face jocul prețului la grâu în bazinul Mării Negre. Să vedem în analiza semnată de Cezar Gheorghe, fondator agricol, dacă o astfel de situație influențează piața, dar și care este evoluția prețurilor pentru restul categoriilor de marfă. Nu uităm că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a crescut, un factor care ar putea influența prețurile mărfurilor care au legătură cu complexul Vegoils. Piața se află într-o continuă evoluție și dacă săptămâna precedentă era una latentă, trebuie să știți că premizele și factorii au început să se schimbe, conform analizei noastre, astfel că Rusia începe să aibă probleme. Mai mult decât atât, în regiunea Volga, Black Earth, cum o numesc rușii, nu plouă de peste 2 luni și jumătate. Astfel că acolo, premizele de sămânțare sunt destul de incerte în acest moment. Pentru că acolo, grâul rusesc are o pondere de 18% și nu se anunță ploi la orizont în perioada următoare. Bazinul Mării Negre începe să trezească. Începe să trezească la realitate pentru că Chicago Board of Trade și consecvent Euronext care îl urmează au început să urce și au început să urce astfel încât astăzi, de la acel nivel de 200 de euro pe tonă, vedem Constanța la 212, dacă nu chiar și la 214 euro pe tonă. De ce se întâmplă acest lucru? Avem un efect combinat al unor incertitudini legate de Australia, care vede proiecția de volume de grâu scăzând de la 32 de milioane de tone la 27 de milioane de tone conform analiștilor locali, nu din alt motiv, ci din unul extrem de simplu. Frigul și gerul de peste noapte care a afectat proiecția grâului în New South Wales și în Queensland. Vedem că nici Ucraina nu depășește condiția în aceste momente. Proiecția lor de însămânțare este în întârziere, ca și a Rusiei de altfel. În Uniunea Europeană aceeași problemă, dar să știți că mai devreme de 2-3 săptămâni nu vom putea vedea în mod efectiv ceea ce s-a însămânțat pentru sezonul viitor. Asta a dat aripi grâului și asta nu face altceva decât să augmenteze și să pigmenteze foarte bine piața noastră. Februarie, martie, aprilie sunt luni decisive pentru grâu din punct de vedere al prețului. Căci dacă noi, România, vom însămânța până la urmă 2,5 milioane de tone, trebuie să știți că Uniunea Europeană va reduce din suprafața alocată grâului. Ploile permanente, să zicem, și frigul nu favorizează această cultură în viitor, cum nu a favorizat-o nici în acest sezon. O ultimă remarcă despre grâu ne anunță Reuters cu emfază, cum că Egiptul a semnat un contract pentru originarea din bazinul Mării Negre de 510.000 de tone pe lună, timp de 6 luni, adică nici mai mult, nici mai puțin decât 3,12, să spunem, milioane de tone. Ca de obicei, Reuters joacă rolul, să zicem, unui diversionist pentru că nu verifică această informație, iar sursele noastre dau aceasta ca și o glumă. Nu se va întâmpla pentru că, vă dați seama, vorbim de o cantitate foarte mare de grâu și absolut nimeni din nicio țară exportatoare din bazin nu va dori să se expună din punct de vedere al nivelului de preț pe o perioadă de 6 luni. Rămânem astfel cu grâul la 212-214 CPT Port Constanța. Și trecem la porumb acum, care să știți că are și el un boost, dar nu extra ordinar de mare. Nu l-are mare pentru că se anunță precipitații în Brazilia, oameni buni, ci vedem cum timp de 2 săptămâni ploile vor brăzda regiunile cele mai importante în ceea ce privește cultura de porumb din Brazilia. Vorbim de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul și firește de regiunea Paraná, inclusiv regiunea Rio Grande do Sul. Însă, cu toate acestea, Brazilia scade prognoza la porumb pentru prima recoltă numită Safra cu 3 milioane de tone, de la 28,5 la 25,5 milioane de tone. Ceea ce favorizează oarecum o creștere a prețului la porumb, dar să nu uităm că Statele Unite sunt în plin proces de recoltare. Uraganul Helen nu i-a atins decât, așa să spunem, parțial în Illinois și în Indiana. Nu a avut practic un efect deosebit de important sau un impact. Astfel că porumbul american rămâne în același trend, același nivel de producție proiectat până acum și conform raportului NASS, trebuie să știți că stocurile americane de porumb comparate de la an la an sunt de 12,3-12,5 milioane de tone. Astfel, acest contrast dintre America de Nord și America de Sud, la care adăugăm impactul ușor protectiv al grâului, conduc porumbul la un nivel de 188, chiar și 190 de euro pe tonă în portul Constanța. Să trecem la oleaginoase și aș începe acum cu semințele de floarea soarelui, pentru că ceea ce se vede la orizont este o lipsă masivă de lichiditate, adică de materie primă în curtea procesatorilor. Și aceștia o spun și o enunță cu voce foarte ridicată, pentru că deja
în indicația Six Ports, adică în zona Rotterdam, Antwerp și Ghent, prețul uleiului de floarea soarelui a urcat extrem de mult și vorbim de cotații de 1175 de dolari pe tonă cât se cere și 1150 de dolari pe tonă cât se oferă. La noi în bazinul Mării Negre, de asemenea, lucrurile au evoluat foarte mult. Ucrainenii încearcă să vândă în cifre mersind cu 1085 de dolari pe tonă, în timp ce rușii vor să vândă cu 1070 de dolari pe tonă în aceeași paritate. Cumpărătorii turci încă stau la 1055, să zicem un maxim, dar nu vor rezista prea mult, pentru că, încă o dată repetăm, nu există suficientă materie primă și chiar dacă concursul uleiului de soia se va dilua pe perioada următoare, uleiul de floarea soarelui rămâne un apanaj cultural al Europei și al bazinului Mării Negre. Rapița, trebuie să știți că se află în aceeași dificultate. Nu sunt suficient de multe volume, nu e suficient de multă lichiditate și trebuie să înțelegem că procesatorii au început să plătească echivalentul indicației noiembrie 2024 pentru a încerca să atragă marfa către unitățile de procesare. Însă și aici avem o problemă, pentru că la ceea ce se vede în materie de intenție de însămânțare în România, adică 850.000, poate 880.000 de hectare, credem că un vârf va putea fi atins în luna februarie, poate martie, uitându-ne cu ochii larg deschiși și spre Australia și spre Canada, în ceea ce prognozează că vor însămânța. Pentru că acest indicator este extrem de important. Uniunea Europeană nu credem că va urca nivelul de, să spunem, suprafață al rapiței și în sezonul următor, astfel încât România va putea fi considerată oarecum favorită și fermierii rămân favoriți în cultura de rapiță. Cu acest amendament însă, vârful s-ar putea atinge februarie-martie și după aceea s-ar putea să vedem o descreștere dacă culturile se vor vedea bine în România și în alte zone ale lumii. Însă pentru moment trebuie să știți că rapița este cotată la nivelul de 460, poate și 465 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Unitățile de procesare indică efectiv egalul indicației noiembrie 2024. Dar foarte mulți rămân încă reticenți, țin rapița și trebuie să spunem că au o carte bună de jucat, pentru că volumele la nivel european scad până la 17,6 milioane de tone și ca o rectificare pentru floarea soarelui trebuie să știți că prognoza noastră de 9,3 milioane de tone doar la nivel european scade și mai mult la 8,9. Deci, lipsă de materie primă. Oleaginoasele sunt extrem de prețioase în perioada următoare și vă sfătuim să mizați pe ele.